Bună tuturor! Așa arată sfârșitul lui noiembrie, iar noi ne pregătim de încă un video plin de cărți citite în această ultimă parte a anului. Poate vă reamintiți că mi-am propus ca anul acesta să citesc 60 de cărți, însă atunci când mi-am propus acest lucru nu m-am gândit cât de mult voi avea de citit pentru master, cât de mult voi avea de muncit. Astfel că cu acest episod o să încheiem și partea aceasta de cărți citite în anul 2022 și vom avea doar 50 de cărți. Eu o să vă las mai jos în descriere atât videoclipul 1 cât și videoclipul 2, link spre ele, și toată lista cu cărțile pe care le-am citit anul acesta. Dar cu siguranță în decembrie voi reuși să mai citesc una, două. Însă mi-am zis să nu mai pun presiune pe mine, pentru că școala are prioritate. Vreau să reușesc să duc la bun sfârșit toate ședințele cu toți copilașii cu care am început deja. Așadar, am zis să o lăsăm puțin mai moale și să citim doar atunci când se poate. O să apară foarte multe filme de Crăciun și mi-am zis că nu vreau să, nu știu, să împlinesc un obiectiv și apoi să fiu nefericită pe partea cealaltă. Bun, să lăsăm vorba și să trecem la cărți. Am primit această carte de la prietena mea Andra, de ziua mea, și mi-am zis, hei, toată lumea a citit în copilărie Micul Prinț, doar eu nu. Și atunci am zis, ok, ce trebuie să facem? Trebuie să ne cumpărăm Micul Prinț, să citim și apoi să înțelegem această carte. Și mi-a plăcut atât de mult, atât Micul Prinț, cât și acționează și gândește ca Micul Prinț, încât mă gândesc și eu, la rândul meu, să le cumpăr și să le dăruiesc altei prietene și fetiței ei, pentru că sunt super, super faine de citit, mai ales în adolescență. Mi se pare că îți dau așa un boost de, nu știu, motivație, energie și așa mai departe. Așadar, acestea sunt primele două cărți, după care, cumva, tot legat de copii, mi-a apărut o reclamă pe Facebook. După 3 ani este prea târziu. Cumva aveam idee despre ce este cartea aceasta și eram cumva de acord, dar am zis, hei, dar dacă se află și mai mult în această carte, într-adevăr, nu s-a aflat mai mult decât am știut, dar pentru cineva care are acum bebeluș sau urmează să aibă copii, este imperios necesar să citiți această carte. Este absolut superbă și este într-adevăr despre copii și de importanța educărilor și în ce fel îi educăm până la 3 ani. După care avem aici o carte, Ai uitat să râzi, a lui Bogdan Munteanu, care cred eu că este un tip din Timișoara sau cel puțin de pe aici. Mi-a plăcut foarte mult, e plină de povestioare, nu m-a dat pe spate, nu debordează de nu știu ce geniu literar, dar poveștile sunt cumva rupte din viața reală și undeva cu toții ne putem regăsi în ele, mai ales cei de peste 30 de ani. Așadar, a fost drăguță, dar evident că nu aș mai citi-o încă o dată. Aventurile unei soții cu minți a fost o carte care m-a surprins, pentru că eu aveam impresia că este vorba, și o să dau acum un mic spoiler, despre o femeie care evident are aventuri cu alt bărbat, dar nici vorba de așa ceva. Este vorba despre o femeie care își pierde soțul, află că e dispărut, a plecat într-o călătorie și află că avionul lui s-a prăbușit și el este dispărut, e mort, și apoi cu stupoare reiese la suprafață faptul că el de fapt a fost doar ascuns și sunt acolo mult mai multe lucruri legate de meseria lui, legate de ce a descoperit, cine e pe urmele lui, ce se întâmplă cu ei, ce se întâmplă cu familia lor și cum ajung să sfârșească într-un final cu o tentativă de happy end. Dar știți că întotdeauna drumul este mai important decât destinația. Așadar, e foarte interesantă, e de citit și mai ales mă bucur că m-a surprins. Nu a fost deloc așa cum mă așteptam. Amantele trecutului, bineînțeles că iarăși mi-am făcut o idee preconcepută despre faptul că ar putea fi vorba despre două femei care sunt amantele unui bărbat și acesta își înșeală soția și așa mai departe. Încolo nici vorba de așa ceva, este vorba despre două prietene care au decis să se cunoască mult și mai intim și despre cum la un moment dat în viața lor ele au
știu dacă împărțit sau mai mult avut același bărbat, mai întâi una din ele, după care acel bărbat a găsit-o pe cealaltă într-un alt oraș și ele au avut așa un pic impresia că a fost foarte premeditată această întâlnire și atunci au hotărât să se răzbune. E foarte interesant cum se amestecă tot felul de sentimente, de trăiri și de emoții, dar iarăși mi se pare că e un subiect un pic răsuflat și este o carte pe care nu poți să o citești de mai multe ori în viață. O dată și bine, este suficient. Apoi urmează două cărți care m-au lăsat mască, le-am primit cadou, de fapt sunt patru pe care le-am primit cadou de la o bună prietenă. Pisicușa și pus aici amprenta, dar absolut toate patru sunt minunate și o să încep cu aceasta. Sunt thrillere la care nu te aștepți. Fetița pierdută. Totul începe cu o fată care ajunge să nască și fata ei dispare din spital, dar de fapt lucrurile nu sunt chiar atât de simple, ci se întorc cumva în trecut și reiese faptul că mama ei a fost la un moment dat luată de la propria mamă de către Bona, care trebuia să aibă grijă de ea, dar de fapt era și fata tatălui. Deci o complicăciune foarte, foarte interesantă, dar vă las aici să faceți un screen și să vedeți despre ce este vorba. E o poveste de demult, dar e super interesantă. Bineînțeles că este cu happy end, dar întotdeauna secretele adânci ies la suprafață fix atunci când nu trebuie. Farul cu secrete rămâne în aceeași notă misterioasă și este vorba despre, evident, un far unde s-a întâmplat ceva. La un moment dat acesta a luat foc și se presupune că acolo ar fi ars sau de pe el ar fi sărit în apă o femeie. Acum planează întrebarea, a fost sinucidere, a fost crimă, dacă a fost sinucidere, care a fost motivul, dacă a fost crimă, cine a putut să facă această crimă? Primul suspect, evident, este soțul ei. Așadar, această femeie, pentru că nu a reușit să-și pună viața la punct atât timp cât a trăit, rămâne cumva aprinsă între aceste două lumi și sufletul ei încă hoinărește și încă rămâne aproape de copiii ei și de soțul ei, până când în zonă vine o altă fată la mătușa ei, pe care nu o știa, pentru că mama ei se îndepărtase de partea aceasta a familiei. Vorbim despre Londra și despre Scoția, iar fata vine de la Londra în această parte a Scoției pentru a-și cunoaște, așa cum vă spuneam, familia din partea mamei și așa ajunge să-l întâlnească și pe soțul femeii care se presupune că a fost omorâtă și a cărui suspect principal a fost chiar el, pentru o perioadă, după care, în lipsa dovezilor, evident, cazul s-a închis. Și este foarte interesant cum această fată, venită cu gândul de a scrie o carte, ajunge la un moment dat să fie inspirată și influențată de ceva divin, cum îi spunem noi, când de fapt este această fantomă, dacă am putea să-i spunem, care își spune adevărata poveste și care lămurește totul fix așa cum a fost și astfel reușește să spele numele fostului soț. Iar povestea care se înfiripă între actuala autoare și fostul soț este foarte, foarte interesantă. Așadar, o carte care, într-adevăr, merită citită. Și continuăm cu încă două romane superbe și pline de mister. Și începem cu acesta, Cădere liberă. Este vorba despre o fată care a căzut cu un avion privat alături de pilot și polițiștii au descoperit că, de fapt, pilotul este iubitul ei. Amândoi sunt declarați morți, doar trupul ei nu este găsit, în schimb este găsit un medalion pe care i-l purta la gât, lucru care face toată situația să pară și mai suspectă. Iar treptat ne dăm seama cine era de fapt pilotul, căci nu era iubitul ei,
și iarăși o să dau un mic spoiler și o să spun că de fapt ea a descoperit ceva foarte, foarte grav despre iubitul ei și a încercat cumva să fugă. Mama ei, cu care ea nu a mai vorbit de foarte mult timp din cauza faptului că a făcut ceva foarte grav față de tatăl ei, reușește într-un final să salveze toată situația, dar lucrurile nu rămân așa de simplu cum par la prima vedere, ci se continuă o, nu știu dacă pot să spun, anchetă sau o cercetare asupra cazului. E foarte interesant cum a căzut avionul, de ce a căzut avionul și care a fost motivul din spate. Și o să vă las din nou aici ca să puteți să citiți puțin despre asta. Da, foarte, foarte interesant. Mai departe, fata de pe peron mi s-a părut și mai interesant de atât. Și anume, o tipă pe numele ei Morgan se duce foarte simplu de la muncă spre casă, ajunge pe peronul metroului și deodată o femeie vine spre ea și întinde bebelușul și spune: ia-l, te rog, ai grijă de el, știu că ți-l dorești. Iar ea rămâne șocată gândindu-se ce ar putea să facă femeia dacă ea ar lua copilul și nu face absolut nimic. Și la un moment dat acea femeie cu bebelușul în mână îi aruncă practic bebelușul și spune: Morgan, ia-l și ai grijă de bebeluș, știu că ți-l dorești, este al tău. Și revin. Bun, a plecat domnul curier, așa că vom continua. Așa cum vă spuneam, pe peron se află Morgan, căreia cineva îi vine și îi spune dintr-o dată: ia bebelușul. Ea se sperie gândindu-se că poate dacă ar lua bebelușul, mama ar încerca să se arunce sau ceva de genul și ezită puțin. În schimb, această mămică chiar asta face, îi aruncă bebelușul, îi spune: Morgan, ia-l. Ea rămâne șocată de unde femeia asta care nu mă cunoaște știe numele meu, prinde bebelușul, că este instinctul acela de a-l prinde să nu cadă, și uitându-se la bebeluș, nu realizează ce se întâmplă. Evident, totul e așa într-o fracțiune de secundă, când ridică ochii, își dă seama că mămica într-adevăr s-a aruncat în fața metroului. Lumea se adună, evident, se alarmează toți din jurul ei, însă nimeni nu înțelege de fapt ce s-a întâmplat. Ea a împins-o pe acea femeie care a căzut sub metrou, ca i-a smuls bebelușul din mână și a împins-o, exact ce și cum s-a întâmplat. Evident că vine poliția, o ia la secție, se întâmplă cumva încă o tragedie pentru ea, pentru că nu de mult soțul ei se sinucise și iarăși a fost cumva pusă sub acuzație și a trebuit să meargă la poliție, să dea declarații, să treacă prin toate acele proceduri deloc drăguțe. Și acum parcă istoria se repetă și nu înțelegea de ce se află acolo și ce se întâmplă. La un moment dat încearcă singură să-și facă justiție, să găsească răspunsul la întrebare care este legătura dintre ea și femeia asta, pentru a reuși să găsească dovezi și să se disculpe, nu-i așa. Astfel că ajunge să-l cunoască pe soțul femeii care s-a aruncat, ajunge să îl cunoască pe fratele ei, pe asistenta soțului, pe secretară și chiar pe prietena fetei care s-a aruncat. Și uite așa încep lucrurile să se așeze și când credeai că parcă totul are o logică, evident, ca în orice thriller incitant, lucrurile iau o răsturnare și situația se schimbă cu totul. Este foarte interesant cum nici o secundă nu m-am gândit la cine este adevăratul făptaș și care a fost motivul din spatele acestor lucruri. Este o carte pe care o recomand, e super, super interesantă. La fel de interesantă este și această trilogie în care este vorba despre trei cupluri. Începem cu aceasta, Caden și Ali. Ali este o fată care a trăit într-un oraș mare, precum Denver, într-o familie foarte bogată, dar căreia i s-a întâmplat ceva. Ceva ce are legătură cu familia ei și ceva ce familia ei tăinuiește, evident, pentru a nu zgudui societatea în care ei trăiesc. Ea abia așteaptă să intre la facultate și se înscrie la cea mai îndepărtată facultate, undeva la 2000 și ceva de kilometri de casă, în Woodshill, și începe acolo studiile. Și pentru că își dorește să o ia de la zero, vrea să își caute
o cameră de închiriat, pentru că la cămin nu mai prinsese locuri. Și tot caută, tot caută, de peste tot felul de apartamente, tot felul de ciudățenii, până când, într-un final, cineva îi spune, ok, poți să vii să vizionezi aici, am o cameră în apartamentul ăsta. Și când se duce, de peste un băiat. Oh, când o vede acest băiat, zice, oh, nu, credeam că ești băiat, așa că nu primesc fete, poți să pleci. Fata nu înțelege, dar tocmai mi-ai spus pe mail că pot să vin să vizionez ce se întâmplă. Și așa începe toată povestea, el acceptă să o primească în apartament, îi spune că are 3 reguli și să aibă mare grijă pentru că ei doi nu o să fie niciodată împreună, atât timp cât în apartamentul ăla vor fi petreceri și el va încerca să cucerească tot felul de fete, ea n-are voie să se implice și să facă absolut nimic și bineînțeles să nu îl deranjeze cu chestii de fete, parfumuri, lumânări și tot felul de invadări a spațiilor comune. Ali reușește cu mare succes să încalce toate regulile de mai multe ori și reușește la un moment dat să se deschidă în fața lui și el pare că reușește același lucru, dar ceva tot rămâne ascuns. E foarte interesant ce i s-a întâmplat al ei în fostul ei oraș, cum se apropie de el și cât de tumultoasă este această relație. Bineînțeles că atunci când ea l-a cunoscut la prima petrecere, și-a dat seama că el este cu cineva. Chiar când a mers la vizionare, a dat peste o fată, Spencer, pe care o să o găsim aici. Pe care o să o găsim aici. Însă, el, Caden, are un prieten foarte bun, pe nume, bineînțeles, Spencer. Iar ea se împrietenește cu una din fetele de la facultate, pe nume Dawn. Așadar, cea de doua carte este despre Dawn și Spencer, care iarăși au o relație foarte interesantă și tumultoasă, iar din neant se află că, de fapt, Sauer, cea care a fost cumva prietenă cu beneficii a lui Caden, este colega de cameră a lui Dawn. Așadar, în cea de-a treia carte se vorbește despre Sauer. Cumva, povestea a trei cupluri care tocmai au început facultatea și o poveste care se desfășoară pe de lungul a 2-3 ani și e foarte, foarte interesant de descoperit ce se întâmplă în fiecare relație lor și cum noi reușim să ne regăsim în una sau mai multe situații. Am cărțile astea, cred că de prin 2019-20, așadar mă bucur tare mult că le-am citit acum și spre surprinderea mea o să le păstrez pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Și ultimele cărți pe care tocmai le-am citit sunt acestea. Secretele întregii vieți, sunt cărți de dezvoltare personală, cărți de automotivare, cărți de, nu știu, că acum e plină toată lumea de manifestare, lucruri pe care cu toții le facem în fiecare zi, dar nu știam exact. Așadar, sunt niște cărți pe care chiar merită să le citești pentru a înțelege mult mai bine exact despre lumea în care ne învârtim, adevăratele puteri ale creierului și ale sufletului nostru. Iar de la anul o să vedeți că o să apară în curând un nou videoclip. Îmi propun să citesc mult mai multe cărți care au legătură cu partea asta, cu neuroștiința, cu tot ce ține de creierul nostru, de sufletul nostru, de conștiința noastră și de felul în care am fost făcuți și în care am ajuns pe acest pământ. Așadar, aici încheiem minunatele cărți citite de mine în anul 2022. Sunt tare mândră de ele, însă, așa cum vă spuneam, în 2023 am mai multe planuri, sau mai bine spus, mai puține cărți și mult, mult mai calitative. Așadar, sper din suflet că v-au plăcut sugestiile mele, pe foarte multe din ele vi le recomand, dacă nu chiar pe toate, și pe foarte multe din ele le-aș mai citi încă o dată, însă sunt și unele pe care nu le-aș mai citi, așa cum am spus. Repet, sper mult că v-a plăcut acest videoclip, vă pup cu drag și ne revedem data viitoare cu încă unul. Și bineînțeles, aștept în comentarii să-mi spuneți și voi ce cărți ați citit anul acesta și care din ele v-a impresionat cel mai tare. Pupici, pa, pa!